porunca de a ne nevoi să intrăm în împărăția lui Dumnezeu prin poarta cea strântă a trebuit legată de adevărul că Dumnezeu și-a adus deja aportul pentru ca această nevoință să fie însoțită de speranță și încredere. Ne străduim nu cu teamă că nu vom intra, ci cu încredere că nu doar vom intra, ci că într-un fel decisiv am și intrat deja. Da? Aceasta ar putea suna paradoxal. Da? Nevoiți-vă să intrați, dar voi ați intrat deja. Dar este profund adevărat pentru toți cei ce se încred în Isus. În miezul mesajului lui Isus se găsește pretenția că atât împărăția lui Dumnezeu cât și viața veșnică sunt atât realități prezente cât și promisiuni viitoare. Cu alte cuvinte, când Isus ne poruncește să ne nevoim să intrăm în împărăție prin poarta cea strântă, El se concentrează pe experiența viitoare a bucuriei finale și a părtășiei perfecte cu Dumnezeu, când împărăția va veni în plinătatea ei în viitor. Nevoiți-vă să intrați în aceasta. Dar taina împărăției, așa cum apare în Marcu 4:11, sintagma aceasta, pe care a revelat-o Iisus ucenicilor săi, este faptul că împărăția a venit deja prin lucrarea lui și că cei ce-l urmează intră în ea acum și experimentează puterea ei chiar înainte de consumarea ei finală. De exemplu, Iisus a spus, dacă eu scot dragi cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Dar în lucrarea lui Iisus, împărăția lui Dumnezeu care va fi pe deplin instaurată în viitor, s-a apropiat. Iar puterea ei se manifestă în eliberarea poporului din robia lui Satana și a păcatului. Ceea ce pentru cei ce urmează pe Iisus înseamnă că nevoiți-vă să intrați în împărăție pe poarta cea strâmtă, este ceva realizat prin puterea împărăției pe care am primit-o ca dar gratuit. Amintiți-vă cum a spus-o Iisus. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Noi o primim acum ca un dar, prin credință, și avem parte de puterea ei. Prin această putere a împărăției vom umbla pe calea cea grea și vom intra pe poarta cea strâmtă. În mod paradoxal, noi ne străduim să intrăm în împărăție din interiorul împărăției. Dar puterea prezentă a împărăției este aici și noi am intrat în această putere prin credință. Instaurarea finală a împărăției cu victoria ei finală asupra morții, bolii și a întregului păcat este încă viitoare, iar noi nu suntem încă acolo. Aceeași relație între viitor și prezent este adevărată cu privire la viața veșnică, nu doar cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Pe de o parte, Iisus vorbește despre viața veșnică ca despre o moștenire viitoare. Oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu, spune Iisus, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar pe de altă parte, El ne învață că credința în El înseamnă viață veșnică, viață veșnică acum. Da, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Crezând în Isus, avem acum viață veșnică, dar vom ajunge la experimentarea plinătății ei în viitor. Învățătura lui Isus cu privire la acest adevăr, că intrarea în împărăția lui Dumnezeu și intrarea în viața veșnică reprezintă atât o experiență prezentă, cât și o speranță viitoare, nu se manifestă în îngânfare și nepăsare. Dar nu produce atitudine care spune, sunt deja mântuit, nu mai contează cum trăiesc, da? Nu trebuie să mai veghez, nu trebuie să mă mai străduiesc să intru pe poarta cea strântă. Nu. Nu astfel vorbește o persoană care a intrat în viața veșnică și care a fost apucată de puterea împărăției lui Dumnezeu. În schimb, acest adevăr se manifestă printr-o nevoință plină de bucurie. Pentru unii oameni, nevoința nu pare un fel de a trăi fericit. Ea pare împovărătoare. Dar nu în acest fel o experimentează cei ce-L urmează pe Iisus. Desigur că a ne lua crucea, a ne lepăda de noi înșine și a deveni robi tuturor, înseamnă adesea suferință. Dar ea nu este oprimantă. Există bucurie la fiecare cotitură. De fapt, bucuria de a avea viață veșnică acum și de a fi în împărăția lui Dumnezeu acum, de a ști că păcatele ne sunt iertate acum și de a avea părtășie cu Iisus acum,
este ceea ce susține capacitatea de a ne nevoi să ajungem să intrăm în viitor prin poarta cea strâmtă, la consumarea împărăției lui Dumnezeu. Aceasta este ideea scurtei pilde din Evanghelia lui Matei, din capitolul 13, în versetul 44. Împărăția cerurilor se mai seamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Bucuria este motivul care ne face să vindem totul ca să ne nevoim să intrăm prin poarta cea strâmtă. Aceasta este o ilustrare a felului în care putem împlini cu bucurie ceea ce ni se pare dificil sau oprimant, da? Vinde tot ce ai. De bucuria ei se duce și vinde tot ce are. Acesta este steagul ce flutură deasupra tuturor nevoințelor noastre de a-L urma pe Iisus. În bucuria noastră ne luptăm cu fiecare ispită care ar dori să ne distrugă sufletele cu plăceri înșelătoare sau prin suferințe înșelătoare. Ne luptăm ca cei care trebuie să lupte și care vor învinge. Nevoința este un lucru esențial, iar rezultatul ei este asigurat pentru oile lui Hristos. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine, spune Iisus. Eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Porunca lui Iisus să ne nevoim să intrăm pe poarta cea strâmtă este cuprinzătoare. Ea conferă un sentiment de urgență tuturor poruncilor sale. Nu se referă la anumite porunci, ci la toate. Reprezintă cerința de a lua în serios toate poruncile lui. Este o chemare la veghere pentru întreaga viață, în fiecare zi, ceas cu ceas, cu privire la gândurile, sentimentele și acțiunile noastre. De aceea îi tulbură pe unii dintre cei care îl urmează pe Iisus și devin fricoși. Vreau să prindem curaj. De aceea, iată cum putem să ne păstrăm speranța și bucuria în timp ce ne străduim să intrăm pe poarta cea strântă. Luptă-te să prețuiești ceea ce ai, nu să dobândești ceea ce nu ai. Vedeți, lupta nu este să facem ceea ce nu vrem, ci să vrem ceea ce este vrednic de dorit. Bătălia nu este o strădanie de a dobândi o odihnă din partea lui Dumnezeu, ci bătălia este să ne odihnim în pacea pe care deja Iisus ne-a oferit-o. Domnul Iisus spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Amintește-ți că Iisus promite să ne ajute să facem imposibilul. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Domnul Iisus înțelege că ceea ce ne cere este imposibil, dar ne promite un ajutor atotputernic. Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Este scris în Evanghelia lui Marcu, în capitolul 10, în versetul 27. Nu te gândi să te nevoiești pentru a dobândi favorul lui Dumnezeu. Nevoiește-te întrucât ești deja în favorul lui Dumnezeu. Poi amintește-ți că iertarea păcatelor și justificarea prin credință reprezintă temeiul nevoinței noastre. Noi nu ne luptăm pentru acestea. Ne luptăm din cauza că le avem pe acestea. Poziția noastră înaintea lui Dumnezeu, ca iertați și drepți, este baza nevoinței noastre, nu scopul ei. Facem asta din cauza că este semnul unuia care aparține lui Hristos. Cine nu se nevoiește, nu poartă semnul apartenenței lui Iisus. Dar nu nevoința creează relația cu Iisus. Relația duce la nevoința plină de bucurie. Desăvârșirea așteaptă încă veacul care va veni. Să nu uităm că nu am ajuns încă desăvârșiți și nu putem ajunge pe acest pământ. Domnul Iisus vorbea cu ucenicii lui și îi numea răi. Da? Să ne îmbărbătăm așadar. La ideea că semnul unui adevărat ucenic al lui Iisus nu este desăvârșirea în viața de acum, ci mai degrabă o continuă luptă cu păcatul. Falimentăm, dar nu cădem. Ne potignim, dar nu ajungem în apostazie.
Apoi amintește-ți că motivul pentru care nu cădem este acela că Iisus se roagă pentru noi. Exemplul cu Petru, nu? Acolo Iisus nu și-a folosit puterea suverană pentru a-l împiedica pe Petru să păcătuiască, dar a folosit-o pentru a preveni căderea totală a lui Petru. Nu există niciun motiv să credem că Iisus a încetat să se roage în același fel pentru noi. Sfinte Tată, păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi. Apoi, în timp ce te nevoiești să intri în ceruri, nu uita că numele Tău este scris în ceruri. Iisus a spus să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Da. Dacă numele tuturor oamenilor ar fi scrise în ceruri, nu ar exista motiv de bucurie. Dar realitatea este că mulți se găsesc pe calea ce duce la pierzare, nu pe cea care duce înspre poarta cea strâmtă. Nu toate numele sunt scrise acolo. Dacă ai numele scris în ceruri, înseamnă că Dumnezeu te va scăpa de rău și te va duce în împărăția Lui. De fapt, Domnul Iisus cita din Daniel, din capitolul 12, versetul 1. Aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Vegherea este semnul celor ce îl urmează pe Iisus. Ei știu că largă este poarta și lată este calea care duce la pierzare. Ei iau viața în serios. Cerul și iadul sunt în joc. De aceea ei au o bucurie plină de seriozitate. Fiul lui Dumnezeu i-a eliberat de vinovăția și puterea păcatului. Sunt copiii lui Dumnezeu. Numele lor sunt scrise în ceruri. Au primit pe Mângâietorul. Au promisiunea că Iisus va fi cu ei până la sfârșitul veacului. Ei știu că El se roagă pentru ei. Se bucură că stau drept înaintea lui Dumnezeu datorită lui Iisus. Au primit împărăția. Au viața veșnică în prezent. Se minunează de faptul că nimeni nu-i poate smulge din mâna lui Dumnezeu. Prin această bucurie, noi primim energia ca să ne nevoim să intrăm pe poarta cea strâmtă. Și noi credem că nevoința noastră nu va fi în zadar. Acesta este adevărul pur și simplu.